Am separat, cu impregătitorul Kevin chiftele. Niciodată nu le pregătesc la fel, tot timpul le fac diferite. Aici am carne de curcan cu mirodenii, un ou, un cățel de usturoi, puțin pesmetă, se un pesmet mai diferit din Lidl, că nu am găsit pesmet românesc, morcov și piper. Puteți să adăugați în loc de usturoi ceapă sau ceapă cu usturoi, pătrunjel, mărar, orice altceva, ce vreți voi. Pentru noi niciodată nu adaug pesmet. Nu știu, niciodată n-am băgat nici și pâine, dacă bag foarte rar înmuiată în lapte. Dar Kevin așa le pregătesc. Și le voi amesteca foarte bine, le voi pune pe o hârtie de copt într-o tavă și te voi băga la cuptor. Așa mi-au ieșit mie chifterele, de fapt așa le-am făcut eu. Una mai mare, una mai mică, alta mai rotundă, alta mai pătrată. 8, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 chiftele. Evident că Kevin va mânca astăzi și maxim mâine. Ei voi mai da, restul le vom mai ciuguli noi sau între mese, îi voi mai da câte una. Și acum le băgăm la cuptor. Iar acum vreau să fac prăjitura asta de la Boromir, de la noi, de la Vâlșa. Foi de cremșnit. O să pregătesc, eu am deja pe foc, am pus un pic de apă. Acum o să adaug zahărul, ouăle, amendunul și sarea. Dăm drumul la treabă. Am desfăcut și pachetul de foi. Asta, dacă nu știați, e o tavă. Ea aici se asamblează prăjitura, se strânge. În același moment se și apasă pe singure foile și stă fixă. Aici avem zahăr vanilat, foile, avem câte una. Crema tot timpul trebuie să stea supravegheată pentru că există riscul de a se lipi pe fundul oalei. Mi-au mai lipsit încă 20 de grame de amidon. Da, văd că s-a făcut, s-a ridicat destul de bine. Ia oricum când se vară ce s-a face ca o budincă. Aranjăm bine, bine, bine. Eu am pus și zahăr vanilat, nu știu dacă scria pe aia, dar de obicei bag un pliculeț de zahăr vanilat, coaja de la o lămâie. Singura chestie care o fac, mă duc cu gândul la prăjitura care făcea maica mea ca să facă de sărbători sau zile onomastice. Însă eu nu am timp să fac așa ceva, prea mult de muncă. Voi așeza puțin. Nu ar nimic dacă iese. Și cel mai bine asta să fie mâncată a doua zi. Are un gust și umedă, se umedesc foarte bine și foile, răcită și băgată la frigider. Dacă aveți răbdare, dacă nu, e una ca mine, de seara să-mi fige în ea. Vedeți la fix. Asta intră aici. Colțul ăsta intră aici. Asta aici. Și gata. Și rămâne fixă. Înăuntru
tăvii de carton, e un folie ce nu permite să iasă surplusul de cremă și stă foarte bine. Deci, prima dată când am cumpărat tăvii de acum mulți ani de zile, cred că eram prin Spania, am pus într-o tavă normală, m-a închinat enorm de mult, îmi fugeau foile. Asta stă fix, fix, au făcut-o la perfecție. Și gata! Bravo, mami! Good boy! Acum bagă lumii frumoase. Bagă lumii.